Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O zi minunată, aș spune eu, de octombrie, 25 octombrie. Minunată pentru că cu siguranță va fi o zi bună dacă începem ziua cu zâmbetul pe buze, cu povești frumoase, cu gânduri bune. Asta e foarte important. E ceață afară, nu e foarte frig. Pentru cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, să știți că nu e foarte frig, dar e ceață. Acum e toamnă și nu cred că ceața am putea să spunem că nu e, că e în plus în viața noastră. Toamna cumva își cucerește locul, așa e normal. Vrem, nu vrem, ne apropiem de mijlocul toamnei, să spunem așa, să sperăm că nu o să avem parte de frig, de o toamnă seacă sau foarte ploioasă, să ne fim obligați să îmbrăcăm hăinuțe groase mai repede decât ne-am dorit și să ne lase Bunul Dumnezeu să ne mai bucurăm puțin de razele soarelui, măcar în orele amiezii. O să vedem cum stăm cu vremea atunci când Antra va veni să ne spună cum e vremea astăzi. Avem ciuperci în această dimineață ca să dovedim că e toamnă. Mulțumesc, Rosi, bună dimineața! Rosi ieri a fost după ciuperci și a găsit o căruță de cuci. O căruță sau o plasă, nu știm. Cu siguranță mama lui Rosi gătește astăzi cuci pane. O salutăm și îi mulțumim că ne urmărește și să știți că e unul dintre cei mai tari critici ai noștri, pentru că de fiecare dată când greșim, Rosi primește mesaj sau telefon. Acolo nu e bine. Îi mulțumim că e cu ochii pe noi și ne bazăm pe ochiul ager a mamei lui Rosi. Mulțumim pentru poze, Rosi, și sperăm să ne mai aduci poze de pe acolo, de pe unde tu umbli. De la Bejan, nu? Sunt astăzi de la Bejan. N-a plecat retezat și nici nu cred că merge curând, că avem foarte mult de lucru, deși cred că și-ar dori să dea o tură prin retezat. Dacă, uite, mi-a venit o idee, dacă aveți poze de pe unde mergeți, trimiteți-ne, că noi le difuzăm și spunem de unde e poza. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să putem să ne întoarcem măcar cu gândul, dragii mei, în natură. Pentru că mulți dintre noi nu reușim să mergem în natură de fiecare dată când ne dorim. Dar mulți dintre noi păstrăm în sufletele noastre amintirea copilăriei noastre. Cu toții am copilărit, sunt convinsă, chiar și cei de la oraș, cel puțin generațiile astea așa mai de mult, aș spune, ca să nu spunem că bătrân. Știți că avem un prieten care ne spune că doar cetatea Deve e bătrână, noi suntem mai de mult. Mergem cu gândul acolo, la locurile natale, și atunci când suntem foarte necăjiți și depășiți de probleme, ne gândim la ceva frumos din copilăria noastră. Un astfel de om care de fiecare dată când ne întâlnim, dar să știți că de fiecare dată când ne întâlnim, face ce face și ne duce în trecutul și în copilăria lui. Pentru că vine de acolo, de acasă, de la mine, și suntem prieteni și de fiecare dată când ne întâlnim, parcă ne năpădește nostalgia, deși nu știu de ce nu ne-am întors acolo, acasă, în județul Alba, dar cu siguranță am găsit un loc acasă aici, în județul Hunedoara. Alături de mine, un prieten bun, un om drag mie, o emisiune pe care o așteptăm de mult și el și eu. Tiberiu Claudiu Barsan. Bună dimineața, Tibi! Neața bună, Ioana, neața și hunedorenilor și privitorilor noștri, mă bucur că sunt la tine la emisiune. O emisiune care urmăresc dimineață, în fiecare dimineață, și sper să spunem lucruri interesante pentru privitorii noștri.
Lucrurile interesante le spunem atunci când și tu și eu stăm la o poveste și împărtășim din amintirile copilăriei noastre. Noi ne-am născut într-un județ, tu mai mult, că eu mai la mijlocul județului, așa la interferențele cu județul Sibiu. Mai la șes. Mai la șes. Da. Și tu mai la munte. Dar tu vii dintr-o zonă, Munții Apuseni, nu cred că există român oriunde în lumea asta, că e oltean, că e moldovean, că e de la noi de acasă, din județul Alba sau din orice altă zonă a țării, cu toții știm că Munții Apuseni e un loc mult binecuvântat sau mai binecuvântat și de energii pozitive. Așa, așa. Mulți dintre noi odată în viață, și o spun asta de fiecare dată, măcar odată în viață ar trebui să ne descălțăm și să mergem încolo, către Țebia și păstă deal, către Câmpeni, așa, să simțim curățenia acelor pământuri, pentru că e ceva deosebit acolo. Tu te-ai născut acolo. Hai să povestim și cu telespectatorii, eu deja știu, vă dați seama că tot povestim. Te-ai născut chiar în Câmpeni sau lângă Câmpeni? În Câmpeni, pentru acolo era spitalul, că așa, asta da. Era o problemă. Bine, problemele alea, chiar dacă erau sate comune, mai erau dispensare și pot să spun că sunt mândru cu această zonă, cu oamenii de acolo. Mă bucur că de câte ori mă duc în această zonă să mai păstrează vii încă tradițiile și obiceiurile. Țara Moților e renumită și pentru altruismul oamenilor. Mi-aduc de aminte când eram mic, termenul ăsta de unitate funcționa perfect, existau clăcile, existau un sprijin reciproc între oameni. Mi-aduc de aminte că și munca la câmp, munca la, știu, mi-aduc de aminte că ieșeam la munte la coasă, să ajutau oamenii, să sprijineau între ei. Se mai făceau clăci și pentru lucrări de infrastructură cu interes comun. Mi-aduc de aminte să făceau poduri, podețuri, se lucra la drumuri. Nu existau cum sunt acum firme care să repară, să întrețină, să aducă, să zic așa, un plus valoare comunității. Plus valoarea erau oamenii. Și de asta spun că funcționam după niște reguli rădăcinate, nescrise de sute de ani. La fel și acum, cumva influențele astea, modernismul, a mai schimbat puțin mentalul oamenilor, sunt foarte mulți și de acolo plecați în exterior și vin cu altă mentalitate. Că e bine, că nu e bine, părerea mea, că acele vremuri arătau că eram mult mai buni, eram mai înțelegători unii cu alții și partea asta cu sprijinul, cu ajutorul reciproc funcționa perfect. Unii aveau mai mulți, alții mai puțin, cumva era un echilibru în comunitate și de asta spun că sunt mândru, sunt niște oameni care sunt destui de au grijă unii de alții, chiar dacă nu ești parte din familie. De fapt, acolo erau niște familii extinse, că dacă urmăreai un pic șirul, constatai că undeva la al treilea, patru nivel, cineva ți era rudă. Așa era zona și probabil și în alte comunități, dar unitatea și cum să spun eu, bunătatea oamenilor de acolo, nu neapărat cum am născut eu, nu prea găsești la noi în țară. E un loc deosebit. Noi povesteam când eram copii, pentru că mergeam la Câmpeni, așa era situația din Sebeș, de multe ori tot felul de festivități, în excursie cu școala, târgurile. Chiar erau târguri. Da, chiar erau târguri, mi-aduc aminte. Activitatea tatălui meu, pe care noi eu tot povestesc, fiind instructor la dansuri populare, ne-au purtat împreună cu ansamblul pe care el l-a creat,
adevărat, ne-au purtat în zonă de foarte multe ori la foarte multe spectacole. Eu, prima amintire pe care o am din zona voastră era la cineva acasă, nu mai mi-aduc aminte, dar știu că aici la vecinul și aici la vecinul am mers vreo 40 de minute, eu mi-aduc aminte că aici la vecinul și a rămas vorba aia, pe urmă am crescut și eu mai mare și am înțeles până la vecinul mânci o pită, cam așa e în zonă. Avem foarte mulți prieteni din zonă, împărtășim de fiecare dată, uite, Nicola Luciani e alături de noi și el ne spune bună dimineața și el e din Albac. Am foarte mulți prieteni, Luminița, tot familia lui Luci, lui Nicola Lucian, al lui Lucian, cumva ne-a legat o poveste foarte frumoasă de viață, o perioadă lungă și ei s-au au venit la Orăștie și au construit o stradă și locuiesc. Asta e o chestie foarte interesantă. Uite, povestea lui familiei lui Nicola Lucian și a fratele lui și neamurile, că acolo frații și-au construit casă lângă casă. Și aici am vrut să ajung la tine. La fel și voi. Ați plecat și totuși rămâneți uniți, pentru că de fiecare dată când ne întâlnim cu moții tăi, voi cumva sunteți așa mai... Nu ne împungem, cum să zice, știi? Umăr la umăr, da, e foarte faină. Hai să povestim. Te-ai născut la Câmpeni, la maternitate, că acolo ne-a născut toți și eu la Sebeș. Și totuși ai crescut într-un sat Valea Lupșii. Cum? Valea Lupșii. Valea Lupșii. Pe acolo, pe lângă Arieșeni, ceva pe zone... Către Baia de Areș. Către Baia de Areș, ca să localizăm. Vista Mușca, acolo e o zonă care, pe vremuri, să zic, era renumită și cu tradițiile și cu obiceiurile, cu să mai păstrează și acum. M-am născut Câmpeni, am copilărit în Valea Lupșii, oscilam și pe la Vidra, unde erau ceilalți bunici. Născându-mă acolo, părinții mei s-au mutat la Deva. Venind la Deva, serviciul, taică mi era tot plecat în detașări, maică mi avea un serviciu, un program foarte încărcat și au luat decizia, fiind foarte mic, discutând și cu bunicii de acolo, să mă țină câteva luni până își aranjează ei lucrurile cu casa și cu... Tatăl tău era cadru militar, dacă am înțeles. Cadru șofer acolo, pe urmă, la o societate de transport și construcții. Și au zis că până își aranjează, primesc apartament, repartiție, cum era atunci, să rămân cu bunicii. În ce an a fost asta? În 75. Da. Și m-a rămas pentru o lună, două, trei. Văzând că merge bine treaba și bunicii aveau grijă de mine, au zis să mă las un pic, să mai ieși. Și bunicii au insistat. Să mai ieși din acas, cum spuneau bătrânii. Lasă copilul! La țară e bine, avem noi grijă, că voi vedeți-vă de-a voastră, că copilul e bine. Au trecut un an, doi, după ce am început să pricep, au venit. Bun, hai la oraș. Nu mai vreau nici în ruptul capului, că m-am obișnuit acolo cu condițiile, cu afecțiunea bunicilor, pentru că umblau... Tot în aceeași casă mai aveam verișori care aveam fel și fel de activități cu mers copii, ciocănelile în lemn și că atunci nu exista internet și online și erau lucruri care cumva îți formau și caracterul și ca om și când mi-aduc de aminte, parcă nu știu, erau alte vremuri, ce să mai zic. Și așa am dus-o până pe clasa 8-a. Când, acolo, neavând condiții unde să mergi la o școală profesională, la un liceu, am hotărât să vin la Deva. Dar toți acești 14 ani, să zic, m-au format ca om, m-au format caracterul meu, pentru că la țară, ca să mergi înainte, trebuia să păstezi ritmul cu comunitatea, cu oamenii, cu munca. Era tradiție, dimineața te duci la vaci. Când mergi la școală, pe urmă mersul la biserică duminica, pe urmă clăcile alea despre care vorbeam, conta când puteai să ții o lopată, o greblă în mână, erai bun de lucru. Mă duc de aminte că mergeam și cu animale, perioada de vară, la noi nu erau vacanțe din astea, să te duci la mare, să te duci la vacanța pentru noi, vârful muntelui. Acolo erau sălașuri unde stăteam cu animalele. Noaptea mai venea și ursul cu colinda, ne mai zgârmânea pe la ușă.
Da, erau vremuri faine, plus tradițiile care erau de sărbători. Mi-aduc de aminte că bunica mea era tâmplar, trecusă prin al doilea război mondial. O venire acolo și fără un picior. Mi-aduc de aminte, era un picior de lemn și o cârjă, că de-aia văd oameni în ziua de azi cu mâini și picioare integri și nu vor să muncească unii dintre ei. Ori în situația în care era, el mi-aduc de aminte că urcam pe munte, lucram pământul, coseam, săpam, ne ocupam cu animalele, dar niciodată nu spunea că nu poate sau că sunt probleme sau că nu-l ajută sănătatea. Niciodată nu l-am auzit, încă nici pe bunica mea. Acum toată lumea îl dore o falcă, îl dore un ochi, vai, vai, concediu medical. Ai dreptate, nici bunicii mei nu s-au plâns niciodată. Da. Și bunicul meu a luptat, dar nu mi-aduc aminte să fie plâns vreodată. Deci nu i-am auzit niciodată și ne dădea în boldul ăla, ne spuneau lucrurile foarte frumos încât nu puteam să refuzăm. Că de multe ori nu ne plăcea. Ca tinerii aveai gândul petrecerile, prăcșoare ce erau pe acolo, dar bă, copile, trebuie să facem și asta. E musai, mă, dacă e musai, o facem. E ca de voie bună. Din respect pentru ei, nu intram în polemici și executam. Deci, am învățat foarte multe lucruri de la ei și pentru asta le sunt profund recunoscător, nu eu să ierte. Toți copiii se atașează de bunici, dar când copilărești și crești cu ei, parcă e acolo ceva intră în inima ta care e greu mai scoți. Și da, au fost vremuri, să zic așa, erau și greutățile cu sistemul comunist, știm destul de bine, dar nu puteai să te plângi dacă țineai un animal, lucrai pământul și nu-ți doreai altceva mai mult. Un minim de confort, acum tot stânjim după luxul, după confortul, după... Mergeam și la școală, nici mi-aduc de aminte câteodată, iar aveam colegi, veneau și de la 10-12 km, se trezeau la 4 dimineața. Am avut șansa să fiu mai aproape, era undeva jumătate de oră până la școală, dar erau ierni atunci, mi-aduc de aminte, trezeam dimineața, era zăpada de un metru, vedeam, bunica, nu mai merg la școală, să nu vei copile. Ciubotele și direcția, nu-i voie să lipsești. Deci, au fost vremuri plăcute, tradițiile alea care, numai așa, că mă întorc înapoi în timp, mi-aduc de aminte prin curaj și mă bucur că am avut ocazia să trăiesc la țară. Copiii în ziua de azi vedem bine că au alte îndeletniciri, alte și cu evoluția asta a tehnologiei care e foarte agresivă și cred că undeva nu îi ajută la formarea lor ca și copii. Eu zic că toți dintre noi e bine să ținem cumva aproape de țară, de locurile unde am crescut și să ne respectăm tradițiile și valorile, pentru că astea ne țin, ne dau putere, părerea mea, așa văd lucrurile. Munții Apuseni au fost și sunt cumva, mereu au fost, eu mi-aduc aminte, lucram la o firmă, nu dăm numele, foarte târziu tehnologizați. Nu a fost curent electric până în vremurile, acum vreo 15-20 de ani. Era prin sera lămpașilor. Da, în Munții Apuseni, ce vorbim de telefon, mi-aduc aminte că a fost un adevărat proiect să se introducă linia de telefonie în Munții Apuseni. Nu mai vorbim că oamenii erau cumva stigmatizați și închiși. Munții Apuseni au fost nu doar zona de câmpeni, minele, faptul că acolo era bogăția. Mi-aduc aminte că făcusem o compunere cu aurul negru și aurul aur la școală și o să țină minte toată viața noastră că acolo nu prea intrai cu una, cu două. Eu mi-aduc aminte că de la înainte de câmpeni, când vrei să urci în sus către munți, aveai toate șansele să te oprească cei îmbrăcați în uniformă la momentul ăla să te întrebe ce cauți acolo și de ce te duci în munți. Pentru că voi cumva trăiați o viață altfel decât noi, animalele vi se permitea, ceea ce nu înțeleg oamenii, copilăria voastră, îi spun lucram pământul și dacă greșesc, Tibi, corectează-mă, bucățile de pământ pe care voi le lucrați erau cumva în pantă, nu erau la șesca, la câmpie, era foarte greu să
să dai cu sapa, să dai cu sapa. Sau cu coasa, da. Greșesc? Da, da. Asta ar trebui să înțeleagă și cei care ne privesc și cei care sunt așa mai de vârsta noastră să-și aducă aminte, iar copiii să înțeleagă că nu era atât de simplu, tinerii noștri să ne înțeleagă și pe noi ăștia care tot povestim din amintiri. Eu asta mi-aș dori, că până la urmă vezi că tehnologia asta o putem întoarce împotriva, în favoarea noastră, da. Și nu, poate tot povestind, copiii ăștia o să înceapă să caute și să încerce să ne înțeleagă că până la urmă nu le vrem rău când îi, da. Suntem toată ziua cu gura pe ei. Bun, vreau să dau citire unor mesaje pe Lucian l-am citat. Uite, prietena noastră Adriana Turcilă ne spune bună dimineața. Nu e moață, dar e, noi, da. E momârlană de a noastră de la Petroșani. O dăm noi după Adriana, te salutăm. Uite, și ea o poveste frumoasă de viață care ar putea fi spusă aici la matinal. Daniela Enea ne spune bună dimineața. Carmen Iosif, bună dimineața. Adriana Furcă ne scrie bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântat, multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări, stimă și respect pentru Armata Română și invitatul dumneavoastră. Vă mulțumesc anticipat. Doamne ajută toată lumea. Da. Uite, și Vasile Enea și Adrian Mureșan de la Hurădoana se uită la noi și le mulțumim pentru asta. Salutăm. Și ne spun bună dimineața. Camelia Pop ne spune bună dimineața, ești exact de ceea ce are nevoie mare țara. Camelia Pop spune un om deștept și cu multă iubire de oameni. Respect maxim pentru, nu pot să spun care ești. Te apreciez foarte mult, infinite succesuri. Adriana Turcilă ne scrie bună dimineața, mult succes. Deci nu ne ocărește, da, nimeni. Nu ne ocărește, suntem bine, da, suntem pe aici. Vă salutăm, dragii mei. Am dat citire mesajelor ca să vedeți că suntem live și că nu e emisiunea înregistrată. Dacă nu citim toate mesajele, înseamnă, uite, și Mihai Răduț e alături de noi, îl salutăm pe Mihaița. Dragii mei, vreau să-l întreb Tibi, nu mi-ai povestit niciodată o dimineață care te-a impresionat. Hai să ne ducem în copilăria ta, undeva până în 14 ani, că amintirile copilului poate nu sunt atât de nostalgice, dar un adolescent care știa că va trebui să plece într-o zi de acolo, din casa bunicilor. Era clar, când aveai deja 13 ani, erai convins că va trebui să pleci, că urmează mutarea la oraș. Dar sunt ferm convinsă că atunci, înainte să pleci, ai aruncat și era clar că era exact în această perioadă de toamnă, pentru că urma să înceapă școala. O dimineață înainte să pleci de toamnă în care ai aruncat o privire pădurii și te-ai gândit voi pleca. Povestește-mi acel sentiment, dacă ți-l aduci aminte, pentru că vreau să știu cum ai văzut tu toamna acolo, acasă, în Apuseni, înainte să pleci la școală. Care a fost sentimentul? Mi-aduc aminte, ruperea de satul de acolo mi-a fost foarte grea. Sincer, spun, am plecat de 3 ori și de 2 ori m-am întors. Ca până am ajuns la Deva, s-a apropiat și pe examenul la școala unde am fost și tot nu mă rupeam de acea zonă. Mi-a fost foarte greu. Eu iubesc acum pădurea, natura, știi foarte bine. Știu că nu mă lași acum. Știu că fugi în natură, te am căutăm. Am o mică fermă, câteva găini, îmi place să aud cocoșul dimineața, cum eram copil, încântat la ureche și sunt lucruri care pe mine mă încarcă cu energie și am iubit întotdeauna oamenii, am iubit animalele, am iubit natura. Am și luat atitudine mereu super. Ai plâns când ai plecat de acasă? Nu mai spun, dar au fost o suferință. Bine, am trecut peste ea și că vezi că viața asta uneori trebuie să mai o și cotești, să mai iei și pe alt drum. Dar acei ani din ai copilăriei pot să spun că au fost ceva pentru mine deosebit, o frumoasă poveste. Toți avem o poveste, am copilărit pe locuri anume, dar nu era zis să nu avem câte, să nu am câte un lucru nou, nu aveai timp să te plictisești,
Erau activități diverse, eram și un copil, așa să zic, mai nărăvaș, dar respectam oamenii, comunitatea, în special pe bătrâni, care mereu, na, cum era la țară, n-aveai cișmea în curte, n-aveai... Da. Dar a citit foarte mult și ne întoarcem în copilăria lui, nu plecăm încă. O să vedeți că a încercat să-și reproducă casa de la țară cumva. Aici ați văzut că deja a spus că are găini și are ferma. Deci e clar că ceea ce a încercat el aici, la Sfânt Andrei, da, nu? La Sfânt Andrei are o reproducere. A încercat cumva să-și recreeze anii copilăriei. Avea pădurea toamna alte culori? Da, da? Alte culori și îți oferea liniștea aia. Mi-aduc de aminte când mergeam, perioada de toamnă nu prea avea ce să caut mai mult vara și vara spre toamnă coboram de la munte cu animalele. Dar vine perioada asta a ciupercilor, eram tot acolo, erau activitățile astea, vară, toamnă, mi-aduc de aminte că atunci ne făceam bani noi copii, culegeam măceșe, ciuperci, era cooperativa, păducel, unde se colecta păducel, mușățel, era o parte a cumelcii, iar și școala ne ducea uneori, dar noi ca să fim mai, că trebuia vânuți, mi-aduc de aminte și bunica mea, venea Paștele, venea Crăciunul, el avea o tâmplărie, făcea șândrile. Mi-aduc de aminte, acopeream case, le placam cu, făceam uși, geamuri și de la 8-9 ani, mă lua cât eram de mic, mă punea la muși grele, da. Copile, vezi șândrile aia, trebuie să o aranjez, vezi că vin Paștele, străbătenii și străbătenii, vreau să muncesc. Și știam, așteptam alea 2-3 zile înainte de Paști, ca să mă duc eu să-mi iau basket, că no, vine Correct. Paște. Și la noi știi foarte bine că la Paște era mândri, trebuia să ai tare, costumul, trebuie să ai îmbrăcat. Da. La fel era și la Crăciun, că bucurile dimineții, mai ales în ajun de Crăciun, era bizărelele alea care se făceau, niște bâte cioptite cu ce astea. Ne încolonam și o tăiam pe uliță și atunci nu era banul sau altceva. Primeai fructe, primeai să zic colaci da, făceau pentru noi era extraordinar. Plus că omul vecinul te mai mângâia pe ceafă, era o bucurie enormă. Alte vremuri, ce să mai zic. Și fiecare la noi, mi-am dus foarte mulți prieteni în zonă și dacă mergeam la 3-4 familii rude, fiecare punea masa. În alte zone zice, nu bei o cafea, nu bea. La noi la moți, ți-o umplu masa cu mâncare și se supărau dacă nu, nu luai să mănânci. Da. Sau te deja București îți dă mult dulceață. Aia. Până la dulceața de la București vreau să te întreb o chestie. Avea bunicul tău o vorbă, te întreb, nu știu, nu mi-ai povestit. Măi copile, astăzi să nu mergi la pădure, că iute nu se arată soarele din partea, astăzi plouă, zicea. Bunicul tău aveați chestii? Aveau niște. Știau când va ploua și când va simțau, fi. Simțau natura de știi cum, la fel și eu am învățat foarte multe lucruri, mai ales erau problemele astea medicale. Păi nu exista pastile și alte lucruri. Mi-aduc de aminte, de exemplu, aveai probleme cu stomacul, cu spatele, constipații. Te lua, te băga într-un ciubăr, era flori din alea de fân, băga niște pietre acolo, făcea o saună de rezolva problema imediat. Și alte lucruri... aveai o răceală, aveai, mi-aduc de aminte, bunica mea era un, între ghilimele, medic desăvârșit. Avea soluții pentru toate problemele. Nu exista vreodată să nu fie rezolvare. Și uite, eu ținut Dumnezeu până târziu în viață și bunica mea, cu toate problemele care le-au avut, eu cred că munca și activitățile le-au dat energia să meargă înainte, să fii de la 23 de ani fără un picior, cu un picior de lemn, cum erau vremurile, că nu existau proteze. Da. Și a fost greu. Și de-aia eu când văd oamenii în ziua de azi, cu mâini, picioare, în forță, nu-și dau interesul, unii nu vor să muncească, nu înțeleg. Dar înțelegem de ce nu mai dăm noi meteo, păcat că nu l-am cunoscut, Dumnezeu să-i odihnească, faini oamenii au crescut, că ai crescut și tu și frații tăi lângă ei, o să ajungem și acolo, o să ne povestești, dar astăzi ne dă meteo Andra, n-am ce să-ți fac, eu aș fi vrut să avem o altă, dar uite, folosim tehnologia în favoarea noastră. Îți spunem bună dimineața, Andra, și hai să vedem cum va fi vremea în județul Hunedoara.
Bună dimineața, Ioana! Dragi telespectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi avem cer însorit, iar vremea în județul Hunedoara se îmbunează. La Deva și Hunedoara avem atmosferă însorită în cea mai mare parte a zilei. Temperatura crește la 19 grade Celsius, iar la noapte temperatura scade la 2 grade Celsius. Și la Brad vremea este bună și plăcută. Temperatura ajunge la 19 grade pe timpul zilei, dar coboară la 3 grade Celsius pe timpul nopții. În Petroșan, soarele iasă de sub nori și urmează o zi frumoasă. Maxima ajunge la 17 grade Celsius și noaptea minimă va fi de 3 grade. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Da, cred că 20 de minute. Întreba Tibi, cât mai avem? De cam 20 de minute. Ai văzut că va fi soare astăzi la Deva? O să bem o cafea. Eu știu dacă ce-ați tăt, bă, soarele. Așa. Fiecare zi puteți să le luăm ca atare, că e bună, sunt lucruri venite de la Dumnezeu, că ploaie, că ninge, noi ca nații tot timpul ne plânge, vai că e frig, vai că e cald, vai că nu știu cum. Astea sunt anotimpurile, nu avem ce face, trebuie să mergem înainte cu bune și rele, să ne bucurăm că avem ce avem, trebuie să avem grijă de ele și să mergem înainte cu Dumnezeu în suflet, pentru că atunci lucrurile sunt mult mai simple și eu cred că viața ar fi mult mai ușoară. Puteți să-ți faci viața ușoară. Și noi știm asta, și eu și tu am pribegit prin Europa. Ai venit la Deva, ai făcut, ce liceu ai făcut? La auto. Da, auto. Că tata era șofer, zice, copile, te duci, faci. No, prima dată m-a dus la profesională, ce te fac șofer, că așa era tradițiile atunci. După aia eu zic, mai asta, să mă duc și la serală. Da, am prins și am muncit, pot să spun, de mic, n-am avut ce să fac, așa era și la țară, până și când am venit aici, am terminat școala, taică-mi-o, ce, la muncă cu tine, copile. M-am dus, am plecat de la mecanic auto, șofer, la provizionare, până mi-am făcut, nu prea plăcea să am șef, nici când eram copil. M-am apucat de afaceri, firmă, construcții, alte servicii. Deci, mie îmi place să am o activitate intensă, nu să mă duc numai într-o direcție, cum sunt unii, să am un job acolo, 8 ore, acasă și tot timpul. Mi-a plăcut să dezvolt, să încerc și altceva și partea cu externul. Zic, mă duc, că toată lumea se duce pe afară, fiind și așa mai cu sufletul, mai patriot, mai naționalist, m-am dus să sondez pe acolo terenul. N-am putut să mă adaptez. Bun, nu m-aș fi dus să stau, că nu o să pun niciodată, să nu văd dealurile noastre, să nu văd, să nu ating tradițiile și obiceiile noastre, periodic cum sunt sărbătorile și evenimentele. Dar am zis, hai totuși să vedem. Ori am avut o dezamăgire, în sensul că mergeam acolo, veneam, cum treceam granița, mă încărcam cu energie. În România știi cum e. Te mai latru un câine, mai vezi ceva pe stradă care, da, deci și gunoiul de pe stradă l-am iubit dincolo, după ce m-am eram, întors acasă. Nu știu, parcă aveam un gol și n-am putut să mă adaptez. Bun, la unii poate e mai simplu, la mine nu funcționează lucrurile în sensul numai de a avea un serviciu, o siguranță, e bun și lucrul ăsta, dar aici simțim că trăim, suntem acasă și aia e important. Trebuie să avem grijă de țara asta, de casa noastră, de căminul nostru. Adevărat, și vreau să facem o paralelă. Ai ales să muncești, deși puteai să faci o școală, să fii astăzi birocrat, pentru că la un moment dat mi-ai povestit de foarte multe ori povestea cu biblioteca. Acea bibliotecă de la școală, cred că o mai ai parte din ea, ai mai păstrat-o. Da. Atunci nu eram, de exemplu... Câte cărți ai citit? Le-ai numărat vreodată? Câte cărți ai citit atunci? Toată biblioteca școlii. Am ars sute de litri de petrol, cum era atunci la lampă, că bunica mea mai mă certa. Avem o bibliotecă a școlii și când mergeai și la animale, mai luam câte o cărticică. Te mai jucai, mai alergai, dar astea nu erau întotdeauna. Și îmi plăcea să citesc foarte mult. Și uneori stăteam până noaptea târziu și venea bunica, mă ceta, bă, copile, numai că petrolul e scump, că așa, că du-te și te mai culcă. Nu, no, erau bătrânii. Și așa am reușit să citesc toată biblioteca. Când s-a închis și școala acolo, am reușit cumva să recuperez profesorul care le-am, bă, copile, dacă te le-ai citit, vină și ele. Și le-am luat și acum păstrez cărțile de atunci. Au fost lucruri care, să zic, cititul ăsta știm foarte bine că ne ajută și
mental și în formarea noastră. Ori acum, de ani de zile, cu tehnologiile, cu problemele cotidiene, cu nu mai timp. Da. Dar eu cred că ție ți-a plăcut munca, că aveai șansa să te așezi la un birou, dar ție ți-a plăcut să muncești. Ție îți place activitatea? N-aș putea. Deci munca asta de birou pe mine nu mă... Mai ales acum cu activitățile care le am... Mie îmi place terenul și știu foarte bine și prietenii mei că îmi place să fiu peste tot, să fiu implicat, să trag și alți oameni după mine... Eu mai văd, în general, așa, e o stare de letargie, de comoditate, de trebuie să trecem din sfera aia, să fim activi. Că doar fiind activi, poți să-ți aduci o plus valoare familiei tale și comunități în care trăiești. Ești... Câți frați ai? Doi. Doi. Unul dintre ei a rămas în străinătate. L-aducem acasă. Muncim la asta, da. Așa cum eu m-am întors, îl convingem să se întoarcă acasă. Că așa e, așa ne stă bine. Și ți-ai făcut o firmă. În ce an ai început să cochetezi cu... cu privatizarea, să spunem, să nu spune antreprenor. În ce an ai început să cochetezi? Antreprenor am fost și la 12-13 ani la țară, așa. Pentru că aveam director pe un unghi de-a meu și la Cămin se organizau evenimente și m-au delegat pe mine. Erau atunci bătaie mare pe filmele ideene, da, veneau doamnele, da. Bătrânii de acolo din sat, era Lanțul Amintirilor, era Vagabond, rupea ușa la Cămin. O doamnă și doi grădinari, așa. Și unchii meu m-o delega, m-o specializat pe mine și eram regizorul de acolo, de la Cămin. Puneam filme, mi-aduc de aminte că erau role din alea. Și când se rupea banda aia, trebuia repede să o cărpești. Și atunci era cu huiduiel, știi, că s-a pierdut momentul, știi? Corect. Și mă mișcam foarte rapid. Și organizam inclusiv și evenimente la nivel local, cum era Plășoare, mi-a plăcut să fiu, să am inițiativă. Și așa mi-am făcut și o grămadă de prieteni, erau atunci perioadele de vacanță, veneau din București, Timișoara, fel și fel de copii, eu eram în prim plan. Organizam, le rânduiam, dar totuși, pe lângă distracțiile care erau, am încercat cumva cu ei să-i atrag și către munca asta de câmp, natură, făceam fel și fel de circuite, aveam bătrânii ăștia care vă spuneam săraci, aveau 80-90 de ani, nu prea mai aveau sprijin și mă, trebuie să ajutăm pe nenea cu tare, pe tante cu tare. Ca asta spuneam, atunci nu aveai condiții, mi-aduc de aminte, mergeam după apă 500 de metri cu găleata la vale, de acolo luai, tot la vale își pălau, dacă poate ți-aduci de aminte, era piatră din aia lespede, da, și după aia se dădea cu maiul. Era vulciorugul unde se spăla țolile și chiar nu era noi, tehnologie. La oraș, ce, bunica atâta era, răumori, asta e, nu. No, și erau activități care, no, era iarna de multe ori, minus 20, minus 25 de grade, te ducea la grâlă dimineața, era apa beton. Da. Ia ustensile, apucă-te, sparge, să ajungi la apă. Deci au fost vremuri grele. Animalele trebuia să bea orice. Animalele era, nu, da, mai spun. Da. Bun, aici animale, că nu pot să spun la oamenii de acolo, fermieri, țineau animale și munca câmpului era strict pentru necesarul familiei. Activitățile de bază era, mi-aduc de aminte, bunică mea din Valea Lușa, aveam pe bunică mea din Vidra, mai am și rădăcinile și vine și Horea din zona aia. S-o ocupa cu ciubare, cu făcea fel și fel de linguri, de chestii din astea de us casnic și mi-aduc de aminte, tot așa eram copil, mergea cu căruța cu coviltirul prin țară. Cam astea erau activitățile acolo. Amândoi bunicii s-o ocupau cu lemnul, cu... Păi, așa veneau, că știam și noi, bunicii mei locuiau în oraș, dar la casă. Și veneau din munții Apuseni, veneau, se stabileau, toate casele deschideau porțile pentru că se reparau ciuberele și ei veneau, ridicau cercurile, le pregăteau, puneau apă, ei ajutau, înlocuiau, nu mai știu cum le spunea la alea de la ciubere, aveau o denumire, cercurile se înlocuiau. Asta era viața, așa erau vremurile. Cred că și acum sunt la fel, doar că acum mergem aici pe DN-ul, că e un magazin mare și cumpărăm și înlocuim. Toate, da, da. E mai ușor să înlocuim. Totuși, la un moment dat, te-ai hotărât să-ți faci o firmă a ta. În ce an a fost asta?
În ce an ai început prima ta afacere? 2013-2014, de asta spun, începuse atunci problemele, societatea la care lucram era o societate de construcții. Atunci a început cumva declinul în România cu firmele, fabricile să se închidă, era atunci cu pasul, cu, mă rog, cu acționariatul, cu venise și un guvern al lui Stolojan și care a pus în cap mare parte din industrie și văzând că sunt așa un om care nu place, nu mă ancorez în prezent, să trăiesc mai prezentul, să văd că e bine, m-am uitat în perspectivă și am zis, mă, nu e bine. Atunci am mai început să și oamenii să miște mediul privat. Bun, unii în anii 90, mai așa, mai palid, unii dintre ei care aveau informațiile, dar în 2000-2000 și era o problemă destul de acută cu locurile de muncă și cu siguranța venitorilor. Și atunci am zis, hai să încerc să o iau pe cont propriu și să vedem dacă mă descurc. Și uite, m-am dus ani de zile, am... pe partea de servicii am încercat multe, le-am dus și le duc încă. Îmi place într-un cuvânt să fiu activ, să creez. Aveam societatea pe care o administram, îmi plăcea foarte mult să reabilitez case vechi, cu lemnul, cu... Vedeam o casă drăpânată și aveam mulți clienți că trebuie să demolez. Mi-a arătat niște fotografii, uite ce am făcut, dintr-o... Da, da, zicea, ți-a aranjat așa, da, zic, hai să o facem. Deci e foarte important, eu cred că o casă, pentru că se păstrează energia aia, mai ales la noi la țară, era case din bârne, din lemn, din... Da. Eu sufăr să văd că le demolez, vii cu modernisme, cu case din BCA. Deci aveam și atunci zidurile la casă de 20 de centimetri, numai lemn, dar țineau o căldură, se lățuia și se dădea cu cârpiș pe ele și se văruia. Dar spun, n-am să țin niciodată, aveam o sobiță mică care încălzea toată casa. Acum cu toate tehnologiile, termopane tripan, termosisteme și alea și tăpa țuțuri în casă. Că trebuie să mai reduci la robinet, energia s-a scumpit. Deci, în România, să zic, e bine atâta timp cât ne dăm interesul. Eu zic că trebuie să fim mai uniți, trebuie să mai fim înțelegători cu unii cu alții și atunci lucrurile se rezolvă de la sine. Și trebuie să ne implicăm mai mult în tot ce înseamnă comunitate, în tot ce înseamnă mediul în care noi trăim, să ne implicăm pentru viitorul copilor noștri, pentru că aici, să zic, avem o problemă. Nesiguranța asta, vedem destul de bine, văd oameni în suferință care își văd copiii numai și nepoți pe telefon, pe internet și să ajung la vârstă 70-80 de ani să n-ai pe nimeni lângă tine, mai cea mai mare problemă. În ce an te căsătorit? Mai avem doar 8 minute. În ce an te căsătorit? Cam târziu, la 30 și spun acum mai dau din casă 2008 și am cei doi copii de care sunt foarte mândru, pentru ei am mă zbat foarte mult ca să aibă un viitor aici, să-și facă școala, studiile, afacerea, să muncească, să-și facă și o familie. De asta toată lumea trebuie să pregătim terenul pentru ei și pentru noi ca copii, alții s-au luptat să trăim liber, să trăim demn, să ne fie mai bine. Datoria și obligația noastră să facem ceea ce au făcut și înaintașii noștri pentru noi. Vera, aștept să-mi scrii dacă o zis bine anul în care vă s-a căsătorit. O salutăm pe Vera și mulțumim pentru prăjituri. Ei sunt de-a dreptul delicioase de fiecare dată când ne cadorisești. Mulțumim mult de tot. Să-ți dea Dumnezeu sănătate să ne mai faci. Și poate îi rupem o promisiune să ne facă nouă astea care suntem pe la televizor și nu avem vreme să ne facă Vera prăjiturile. Dar noroc cu ea că mai mă duce înapoi în timp, că prima regulă de bază în familie, prăjiturile alea care sunt cea mai de mult, cu cocă, cu măroc, cu măr, cu nu atâtea chimicale și lucruri care apar și ni se bagă prin toate cofetările sub nas. Deci sunt cumva și la partea asta și pot să spun că de ani de zile nu prea mai mă duc la supermarket să cumpăr, că le am în grădină, am solarul, am părădaică, am ce trebuie acolo, găina face ou și de acolo ne mai... A fost la Vața și ne-a plăcut ce am văzut acolo. Da, am fost împreună la Vața, l-ați văzut pe Tibi. L-ați mai văzut și o să-l mai vedeți, dragii mei, pentru că suntem prieteni și mereu apărăm împreună. Tibi,
Mai e foarte puțin timp și vreau să atingem acele puncte care, în primul rând, noi când ne-am cunoscut, voluntariatul. Faci voluntariat, eu astăzi am înțeles, adică eu am înțeles de mult. Sper că au înțeles și telespectatorii că de acolo, de acasă, de la bunicii tăi, vii cu dorința de voluntariat. Pe repede înainte, că avem foarte puțin timp, tu indemnizația nu spunem unde, nu spunem de unde, dar ai fost indemnizat timp de 4 ani și ți-ai donat acea indemnizație unor familii pentru a-și putea trimite copiii la școală. Și știu că ai să te superi pe mine pentru că ăsta a fost secretul tău și cumva nu ai vrut să-l spui oamenilor. Dar eu știu că tu faci asta și urmărești acest. Ce e mai impresionant nu că e donează acei bani sau că voluntariatul lui urmărește acei copii, te interesezi de ei. Eu mă bucur că copiii mei sunt bine, au, să zic, cam tot ce le trebuie, am și muncit pentru asta, dar sufăr când văd alți copii care au bunăvoință, vor să învețe, vor să aibă un viitor și nu au condițiile necesare. Și sunt foarte multe cazuri, eu am identificat câteva și cumva mi-am asumat rolul ăsta de a-i ajuta pe ei și părinților. Condiția, le-am spus și lor, îi ajut lunar cu bănuți, dar să ducă copiii la școală. De asta nu, eu nu vreau să spun, sunt foarte multe lucruri pe care le fac umanitare, nu-s de lăudat. Uneori mai făceam acțiuni, că e normal să le promovez pentru a sensibiliza oamenii să vină să ajute, dar am chestii care eu le țin în sufletul meu, pentru mine. Sunt și oameni ai străzii, poate știi, care îi ajut, am grijă de ei cumva. Așa am fost crescut și nu pot să salvez eu toată lumea sau pe toți să-i sprijin, dar fac tot ce pot și mă bucur când văd și acei copii că au crescut în 4 ani și sunt ca un fel de tată pentru ei. Mă întâlnesc cu ei și pe stradă și unde mă duc, vin, fug direct la mine și chiar ieri mă întâlnisem, erau toți trei dintr-o familie și au fugit de pe partea străzii direct la mine în brațe. Lucrurile astea pe mine mă încarcă cu energie și îmi dau o forță și putere să mă duc înainte. Pentru că eu asta spun, eu iubesc pe orice om, din câte mă cunosc tu, deși unii au mai avut răutăți, au mai avut discuții, polemici, eu nu sunt omul care să țină răutatea în suflet. Așa am crescut și iubesc pe toată lumea, îi respect, îi apreciez. Chiar dacă mai au câte o tuflă, mă duc înainte, încerc cumva să câștig pe fiecare om, să le câștig încrederea. Nu-i bine să purtăm ură, nu-i bine să dorim nici rău la nimeni. Eu cred că lucrurile astea n-au treabă cu cele sfinte. Dacă ne considerăm oameni credincioși, lucrurile sunt clare acolo, spun să-ți iubești aproapele, să fii altruist, să fii înțelegător, pentru că toți suntem supuși greșelilor, astea sunt trecătoare, dar sufletul tău trebuie să fie și inima, să fie acolo unde ai nevoie și important să facem bine, că ăsta e scopul nostru ca român și atunci lucrurile sunt mult mai ușoare pentru noi. S-a gătat emisiunea, o să ieșim cu horoscop. Stai puțin, ce zodie ești? Leu. Wow, ce tare! Nu o să mai povestim după horoscop. Bine, pentru eu că... spun, nu cred cu zodiile, cu astea. Da, că... știu că nu crezi, dar telespectatorii poate cred. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să... rămâneți, pentru că Andra va spune horoscopul, să vedem ce se întâmplă, dar înainte să ieșim din direct. Așa, care ar fi cuvintele, în câte cuvinte ai putea să spui tu ce-ți dorești pentru tine și pentru familia ta? Pentru copiii tăi? Ce-mi doresc? Eu îmi doresc pentru toată lumea, nu sunt așa doar pe interesul meu personal. Nu pot
zic eu, să trăiești într-o comunitate, ție să-ți fie bine, să fii fericit, restul să fie nefericit. Și atunci noi trebuie să gândim binele, pentru binele general al tuturor românilor, și atunci viața e mult mai bună și pentru mine și pentru copiii mei. Te duci la școală, găsești copii care n-au un sandwich, n-au ce să pună pe masă, nici copiii mei nu sunt fericiți, pentru că așa am crescut. Fiul meu împarte sandwich-ul tot timpul cu unii și cu alții și mă bucur că încalcă pe urme. Clar, vreau un viitor al copilor mei în România, vreau siguranță pentru ei, vreau educație, o educație bună făcută în România, să rămână în țara asta și cumva să avem grijă de ea. Deci asta îmi doresc. Eu nu sunt genul care să vreau avioane sau eu știu alte lucruri. Nu-ți dorești iaht? Nu. E cazul că eu sunt învățat cu alte aspirații. Eu dacă mă duc, ți-am spus, văd grădina, văd alea, eu acolo mă încarc cu energie. Dacă mă duc pe un iaht, o iau razna și... Mai repede ne luăm o căruță cu covirtiri. Am fi mai... Așa? Exact. Dragii mei, asta a fost povestea de viață pe repede înainte, cu emoții. Să știți că nu l-am văzut pe Tibi atât de emoționat și a frecat mâinile toată emisiunea. Mai citit. Cumva are emoții. Pentru că e altfel, pentru că vine de acolo, din munții Apuseni, de unde oamenii, nu doar din munții Apuseni, vin oamenii cu sufletul curat, dar moții noștri cumva sunt simbolul acestei țări și acestui neam și acestui popor. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, îi doresc toată, multă sănătate în primul rând și multă răbdare cu prietenii, cu copiii, și o salutăm încă o dată pe Vera și mulțumim lui Vera că îl ține în picioare cu ceva dulce. Mă suportă, nu? Și te suportă. Dragii mei, o poveste de viață frumoasă pe care probabil o să o continuăm și o să mai vină Tibi să ne mai povestească despre, cu forța, dacă nu cu buna, despre toate actele de caritate pe care acest tânăr le-a făcut, pentru că a început de vreme și am putea face un serial cu actele lui de caritate pe care el nu vrea să le scoată în față, dar cumva o să reușim să-l ajutăm, că așa e fain să punem umăr de la umăr. Tibi, îți mulțumesc pentru prezența emisiune. Mulțumesc și eu, Ioana, și oricând cu mare drag vin la tine la emisiune. Ți-am spus, urmăresc în fiecare dimineață. E bine că scoți unele lucruri din urmă, le aduci în față din locurile în care noi trăim și asta e o chestie minunată, pentru că de răutăți, de chestiuni negative e plină media, avem nevoie și de lucruri de normalitate, să zic așa, de chestiuni care să ne ajute cumva să mergem înainte. Ori copilăria, așa este, eu zic că e factorul cel mai important ca noi să mergem. Să ne aducem aminte cine suntem. Exact. Să ne aducem aminte cine suntem. Nu uitați să iubiți, dragii mei. Încă o dovadă că atunci când dăruiești, primești înapoi. Eu cred că am dăruit multă iubire la viața mea, pentru că astăzi mă simt un om binecuvântat. Viața mea s-a schimbat extraordinar de mult în ultima vreme și să știți că dacă am reușit să transmit ceva, transmit ceea ce primesc de la cei din jurul meu, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat și la un moment dat în jurul meu s-a strâns oameni cu suflete bune, cu suflete calde, care știu să dăruiască. Și uite, împreună dăruim și noi în fiecare dimineață, dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Nu mâine dimineață, că e sâmbătă. Până luni dimineață, dragii mei, ne luăm la revedere. Și am o singură rugăminte la dumneavoastră. Nu uitați să dăruiți din iubirea voastră, pentru că la un moment dat Dumnezeu ne va recompensa. Ceea ce dăruim, vom primi înapoi. Vă iubesc! Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrologice de astăzi, 25 octombrie. Berbec, începeți să vă pregătiți pentru o călătorie pe care ați amânat-o la un moment dat din cauza banilor. Contextul astral de azi este foarte bun pentru a face planuri ambițioase pe termen lung. Este posibil să fiți invitat la o întrunire cu prietenii. Astrologul vă recomandă să acceptați, dar având grijă să nu neglijați problemele casnice. Taur, sunteți în formă fizică și mentală foarte bună și puteți rezolva destul de ușor tot ce v-ați propus pentru azi. Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii.
Astrologul apreciază că puteți avea discuții constructive și foarte plăcute. Dacă în ultima perioadă ați amânat o investiție sau cumpărarea unui obiect de valoare, ați puteți lua o decizie inspirată. Gemeni, s-ar putea să aveți plăcuta surpriză că începe să dispară un simptom legat de sănătate care v-a cam indispus în ultima vreme. Relațiile cu prietenii și cu partenerul de viață decurg din ce în ce mai bine. Dacă sunteți invitat la o reuniune cu prietenii, astrologul vă recomandă să nu refuzați. Rac, este o zi bună pentru a face planuri în legătură cu o călătorie în care urmează să plecați curând. Vă înțelegeți foarte bine cu cei din jur. Astrologul vă semnalează că puteți avea discuții fructuoase cu colegii, colaboratorii sau partenerii de afaceri. Atenție la tendința de a neglija problemele căminului din cauza că vă acaparează activitatea profesională. Leu, vă simțiți plin de energie, bine dispus și aveți chef de muncă. Contextul astral de azi este foarte bun pentru discuții constructive cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. Astrologul vă sfătuiește să acordați mai multă atenție familiei și căminului. Fecioară, după o perioadă în care ați resimțit oboseala acumulată, sunteți din nou în formă și plin de energie. Astrologul apreciază că este momentul să vă ocupați de rezolvarea unor probleme restante. Relațiile cu colegii de muncă sunt bune și puteți discuta anumite chestiuni pe care le-ați tot evitat. Balanță, la locul de muncă sau în afacere aveți spor și vă puteți ocupa de rezolvarea unor chestiuni complicate sau dificile. Ținând cont de contextul astral de azi, astrologul vă sugerează să vă ocupați de elaborarea sau revizuirea planurilor pe termen lung privind sporirea veniturilor. Relația cu partenerul de viață se poate îmbunătăți considerabil dacă aveți grijă să petreceți mai mult timp împreună. Scorpion, aveți posibilitatea să rezolvați o problemă sentimentală care vă frământă de ceva timp. Astrologul vă recomandă să aveți o discuție sinceră și constructivă cu persoana iubită, evitând să-i faceți reproșuri. Dacă intenționați să faceți schimbări în locuință sau să vă mutați, ori să cumpărați o locuință nouă, este momentul să începeți să faceți planuri concrete. Săgetători, azi intuiția vă poate ajuta să vă asumați riscuri bine calculate și să încheiați o afacere profitabilă pe termen lung. Relațiile cu cei din jur ar trebui să fie foarte bune, atât acasă cât și la locul de muncă. Conjunctura astrală este foarte bună pentru a face planuri de viitor în ceea ce privește locuința și viața de familie. Capricorn, începeți să vă reveniți în formă după o perioadă în care oboseala și grijile v-au afectat capacitatea de muncă. Este momentul să vă ocupați de rezolvarea problemelor în legătură cu o sursă de venit. Dacă aveți de luat decizii importante, astrologul vă sugerează să vă consultați cu cei apropiați. Vărsători, ați beneficiați de o capacitate de concentrare foarte bună și puteți rezolva probleme profesionale pe care le-ați amânat în ultima perioadă. Relația cu persoana iubită se poate îmbunătăți mult. Astrologul vă sfătuiește să acceptați să aveți o discuție sinceră și calmă. Puteți obține un venit suplimentar dacă vă asumați un risc bine calculat. Pești, puteți avea realizări deosebite la locul de muncă sau în afaceri. Este posibil să încheiați un contract avantajos sau să găsiți o sursă suplimentară de venit pe termen scurt. Astrologul apreciază că este un moment bun pentru a discuta chestiuni delicate legate de viața de familie. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale!